Salut, băsacalilor, ce faceți? Prieteni, a trecut o lună jumătate de când am mai postat Minecraft și a venit iarna, nu doar în România, nu doar aici în Iași unde sunt eu, ci și în Brașov, prieteni! A venit iarna în Brașov! Voi vă dați seama de când am mai fost pe aici în Brașov, încât a venit iarna? Oh, nu, trebuie să fac ceva, Wow, uitați-vă, un om de zăpadă, ia, prietene, zi salut! Ura! Prieteni! Ce mă, limbă, băi, cel nou, ciocănel, cioată și Marian, prieteni! Prieteni, câte amintiri, ce faci? Băi, Alberto, măi, ce faci, măi, tata? Ia uite ce gard! A, ce fericiți suntem, măi, ce fericiți! Ia uite-l pe limbă aici, ciocănel! Măi, prieteni, mă, cum să vină, mă, iarna? Așa m-a dat iarna peste Brașov. Inițial eu am vrut să închei seria de tot, bă, dar sunteți o grămadă care îmi cereți, bă, Minecraft. Și pentru asta, bă, hai să facem cât mai multe like-uri. Bă, câte vreți voi. Și eu dacă o să văd acolo susținere, bă, mai continuu, mai pun cât un episod, bă. Oare cine e aici, băi, stați acolo, mă. Ia, uite, băi, Sebastian. Ești fericit, înțeleg, dar de ce n-ai picioare și nici ochi? Sebastian. Bă, Sebastian. Bă, Sebastian, levitezi. Ia uite și pe asta mi... Băi, gata, ia să ieșim noi de aici. I-am făcut și eu prietenul. Luminițe, prieten, mi-am pus și o luminițe. Ia uitați acolo sus, ia uitați. Ei, luminițe. Băi, câți oameni de zăpadă am pe aici. Bă, cât de fain e, bă. Câte amintiri, bă, o lună Wow, ghirlande. Ia ne ștergem aici frumos pe picioare de zăpadă și... Iată vin colindători, florile de noaptea pe la trecători. Treceți în ca... Wow, venim la Crăciun, prieteni. Astăzi, prieteni, o să facem ceva specific Crăciunului. Ia uitați ce am eu aici. Poate nu recunoașteți de textură, dar ia vedeți. Hop, ce avem aici? Avem frunze de Crăciun și vom face un brad, prieteni. Mă gândesc unde să fac bradul. Vreau să fie un brad mare, prieteni. Băi, un brad foarte mare. Băi, prieteni, adunarea. Vino cu-a. Prieteni. Ia uite ce fericit sunt cu... Ia uite! Ok, stați un pic jos, prieteni, că văd că nu ne înțelegem. Ia, mamă, prăduț! Am stabilit, aici vom face bradul de Crăciun unde punem toate cadourile frumos. Uai, și ce brad facem, prieteni, facem un dita mai bradul, bă, să știe toată lumea, bă, când ne vede, că ăsta e bradul din Brașov. Să zică, da, mă, uite, primarul din Brașov s-a ocupat, mă, i-a pus decorațiuni de Crăciun. Eu sunt primarul din Brașov, mă înțelegi? Snic Luci, primar din Brașov, prieteni. Bine, e un pic cam greu să văd totul alb așa aici, știi? Dar e foarte, foarte drăguț, jur. Iată vin colindători, florile d-albe, noaptea pe la trecători, florile d-albe. Prieteni, am și o întrebare așa, că n-am mai văzut de mult și nici nu v-am întrebat. Băi, voi ce ați primit, bă, de Moș Nicolae, mă? Voi ce ați primit? Că eu n-am primit nimica, bă, nu am mai primit nimica de mult. Cred că o fi fost un așa. Cred că am fost, uite, așa. Na, ce să fac? Bă, e totul prea alb și nu-mi dau seama. Nu înțeleg nimic, jur. 1, 2, 3, 4, nu? Așa am făcut și aici, ia să văd. 1, 2, 3, am înțeles. Radul meu deja începe să prindă viață, dar mi s-a stricat foarfecele. Ba nu, mai am unul. Trebuie să mai fac câte un brad, uite, câte o de asta în fiecare parte. Pac. Bam. Mamă, ce frumos e să decorezi un brad. Bă, știu când eram mic, bă, mă băteam cu fratele meu pe cine decorează bradul. Bă, mie îmi plăcea mereu, mă, să-l decorez, mă, prieteni, pentru că, nu știu, am așa spiritul artei în mine. Și eu să pun luminițele, știi? Gen alți oameni pun așa luminițele. Bă, eu le puneam așa să vadă frumos, să fie bradul din cap până în picioare umplut frumos. Păcat că aici la facultate, dar mi-am pus și eu niște luminițe acolo și câteva aici, în rest n-am. Trebuie să mă duc la Bacău, la mama acasă, să mănânc mult și să stau acolo de Crăciun. La facultate n-am, mor de foame aici. Cât de drăguț o să arate, mamă, o să arate extraordinar, exact cum vreau. Bă, stai, m-am gândit, prieteni, la ceva să vă pun și vouă încă o întrebare. Sunt așa curios să-mi spuneți ce vă doriți voi de Crăciun. Gen, ce ați vrea să primiți voi sub brad acolo, să vă treziți dimineața. Mamă, mi-aduc aminte câte îmi scriam și eu că îmi doream, bă, și mi era ciudă.
nu le primeam. Mi-aduc aminte când eram mic, spuneam acolo, mamă, făceam seara scrisoarea, știu, puneam sub braț și mă așteptam să primesc ceva, scriam. Ce vedeam pe la televizor, eram foarte mic, ziceam acolo, wow, tabletă de aia cu chestii de aia. Nu tabletă, mă, voiam jucării atunci, ce tabletă, nu voiam eu tabletă. Boi, arată foarte fain, o să fie cel mai tare braț, mamă, și îl ornă, mamă, pun chestii acolo, pun globuri, trebuie să tund câteva oițe ca să pun globuri. Am căzut, moșule. Ok, deci ăsta e mijlocul, da? Trebuie să punem și înăuntru chestii, pentru că altfel o se vadă aiurea. Și pe ăsta trebuie... Sper că am luat destul, sincer, asta sper că am stat o grămadă. Am zis înainte de episod, voiam să vă iau cu mine, să vedeți cum îți fac eu pe pădurar acolo, cum tai lemne. Numai că am zis, nu, bă, hai să-i scutez, să facem direct bradul în Brașov. Uite cât de drăguț arată Brașovul. Bă, dar aș vrea așa să mai fac chestii pe aceea, să fac așa, nu știu. Simt că n-am muncit destul, bă. Simt că n-am muncit destul. Lasă că mai fac eu episoade dacă vreți și voi. Ok, și acum noi tot ce trebuie să facem este să ridicăm pe aici vreo 3 straturi, cam așa, că vreau un brăduț sau un braț sau un brădel. Că mie nu-mi place brădelul. Eu nu sunt prieten cu brădel, eu sunt prieten cu brădoi. Eu aveam un coleg în clasă brădoi, cu ăla sunt eu prieten. Clămesc. Am înțeles ce-i drept și cu brăduț, era de treabă, dar cu brădoi mereu mergeam în pauze, îmi cumpăram mâncare, da, era super de treabă brădel. O să mă duc să mă cul, pentru că nu vreau să vedeți cum arată chestia asta pe întuneric, nici eu nu vreau să văd. Mamă, câte cadouri în casă la mine, mamă, și pun chesturi de astea, numai că o să arate foarte aiurea când scoatem textura în primăvară. Să arate numai cutii de alea, știi? Nici de cum cadou. Bă, că ne cam apropiem de sfârșitul bradului. Adică trebuie să punem... Bă, o stea, bă, ce stea îi pune, bă? Că trebuie să-i punem stea la brad, bă. Ce, Doamne iartă, mă facem aici? Nu merge stea, bradul meu, fără stea. Și steaua sus răsare ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește. Ok, spargem câte o frunzuliță puțin. Mamă, aici e iarnă. Ia uite, și acolo nu mai poate lumea de cald. Ia uite, uite porcul cum se bronzează acolo. Ia uite, îl vezi? Glumeam, nu-i niciun porc, da? De fapt, acum realizez, cred că se vede urât, pentru că n-am pus eu nimica pe interior. Că dacă făceam eu, uite așa, stai așa să vezi cum făceam aici, a? Deja arată mult mai... Da... Da, arată, da, hai că arată dacă e da. Ia să scoatem noi pământul să vedem cum arată brăduțul. Lubrade, cât de fain arată, bă, să... No, arată genial, bă, genial, numai că mai punem noi așa pe aici, știi, ca să pară că de aici de jos, știi, e diferit un pic. Da, punem câteva chestii așa random. Punem aici chestii random, se vadă că extindem așa un pic brad în partea asta, bum. Oh, aici în partea asta, nu. Pac, știi, facem un pic așa, mai altfel. E, prietene, acum parcă deja e altfel. Deja se simte un pic că e altfel bradul. Băi, cât de drăguț arată, jur. Acum, dragii mei prieteni, te rog, spunem că am lână aici. Nu, te rog. Ok, lână, ok, bun, deci avem lână. Ok, lână roșie, lână albastră, lână galbenă neapărat. Verde, hai că facem lână verde. Ok, nu din asta, să facem lână verde. Mai facem lână roșie, mai trebuie să culeg flori, mă, că n-am flori. Fac lână mov, avem lână galbenă, lână albastră avem foarte puțină. Mamă, păi succes, măi, Snick, să găsești floare albastră. Hai că găsești, Snick, hai că găsești. Ia uite, numai flori albastre prin prejur. Uitați-vă numai. Wow, bă, dar ce drăguțe sunt astea, bă, jur. Uite, oameni de zăpadă, ia uite, fii atent, cred că ăștia sunt oameni de zăpadă, stai așa, ia. Uite cât de drăguț, mă, mamă, nu, că fac cumva să spawnez și eu de-asta. Ia uite, mă, bradă aici, du-te, mă, cât de fain. Hei, Alberto, ce fac, mă, prietene, mă, de ce stai, mă, supăratule, în colț, că vine 2020, la mulți ani, Alberto, Crăciun fericit. Băi, ce supărat e el, nu înțeleg, bă, nu-l înțeleg pe omul ăsta. E tovarășul meu, dar nu-l înțeleg. Ce n-o să vă mai vină voi să credeți este că îi punem luminițe, mă, prieteni, luminițe. V-ați gândit voi la asta? Stai așa, unde sunt luminițele? Ok, am doar 8 luminițe. Op, doar atâta, trebuie să mai am niște luminițe. Asta că vedeți voi acum, vă învață fratele vostru, prieten, să vedeți ce frumos o să arate. Mama, acum punem și luminițele. Deci faptul că avem doar un albastră, avem doar un albastră, trebuie să o punem la vedere. Boom. Wow,
Wow, extraordinar, extraordinar, extraordinar. Portocaliu aici, galben aici. Deși nu cred că ne uităm noi pe la spate. Uite așa fac unii oameni. Uite așa fac unii oameni. Zic că, a, dar ce, dar la, în spate labrador cum nu ne uităm? Dar de ce să punem acolo? Păi trebuie, mă, să pui pentru psihicul meu. Așa, să știu că ai pus acolo. Aici mai trebuie un galben. Aici un portocaliu. Aici merge un galben. Da, uite, băi, arată foarte drăguț, vă jur, doamne, cât de drăguț arată. Aici vine roșu toată ziua și toată noaptea, mă. Toată ziua și toată noaptea vine roșu. Cred că mai putem să punem un galben. Mai punem și pe dedesubt, da, mai punem și pe dedesubt dacă tot avem roșu. Mai punem un roz. Un galben aici. Bam, roz acolo. Bă, mă duc să mă culc, mă duc să mă culc. Nu vreau să vă arunc Brașovul noaptea. Nu, asta o păstrăm pentru sfârșit, prieteni. Păi ce facem? Uite acolo cum am globulețe. Chiar, bă, să pun de-astea. Mamă, ce bine că am văzut. Mamă, ce sunt așa deștept, prieteni. Sunt cel mai deștept. E extraordinar. Ai, 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 mamasita. Uai, mamasita. Bine, e nasol că trebuie să punem de-astea. Așa, știi cum ar veni. Dar nu-i problemă, care avem globuri sub brad. Ia uite, bă, cât de fain, o să mor eu. Știi ceva, ia să pun eu așa peste tot cum ar veni, că arată drăguț, știi? Ca și cum acolo ar fi copacul, știi? Cum poate el copacul? Ca așa poate copacul, așa pot și eu. Băi, puteți să ziceți ce vreți voi, dar nu puteți să vă luați de bradul meu, bă. Că bradul meu e cel mai frumos brad pe care l-ați văzut voi vreodată. Toată lumea, și mama ta și tatăl tău, bradul meu l-a văzut. Când erau ei tineri și au zis, mamă, măi, Andreiuț, ce brad am văzut noi. Ei, zici, nu, bradul lui Snick e cel mai tare brad. Mai punem una roșie acolo și mai avem doar una galbenă pe care o punem. Ia să văd eu unde o punem. Trebuie să alegem un loc perfect, mă, perfect, uite aici. Băi, prieteni, ziceți-mi și mie din ce să fac, măi, aia de o pun în brad sus. Să pun tot glowstone de ăsta, dar atâta mai am magma block. Ia uite, mamă, ce tare. Ia, bum, bum, poc, poc. Ia uite cadourile cum stau, cadourile. Băi, Nick, tătică, mie nu plate bradul tău. Bradul tău n-arată ca bradul meu de tatitate. Mi l-a cumpărat mama de la Dedeman. E direct împodobit, Nick, pitaman pe bradul tău, Nick. Bun, hai să mă urc eu cu fier sus, așa frumos. Mă urc cu fierul că-mi permit. Mă urc aici și aici. Ba nu, pe brad trebuie să fie, mă, ce Dumnezeu fac. Cam asta este o bradului meu, atât am putut, prieteni. Atâta s-a putut, ce să mai zic mai mult de atât, atâta s-a putut. Ia uite, poate mai pun niște de astea așa aici. Dar nu știu dacă arată drăguț de jos și una peste. Ba da, chiar arată foarte drăguț pentru că îmi place și știu să improvizez. Vai, vai, cât de drăguț, vai, 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 acum hai să mai facem, să fac eu frumos să fie. Mamă, ce frumos fac, băi, să știți că, mă, nu știam de ce, mai ce mă dare piciorul. Deci am, prieten, la pat un colț de la, deci trebuie să-mi pun protecția de-aia pentru bebeluș moale acolo. Băi, când am dat un picior, azi mi-am făcut gaură în picior. Deci nu vă mint, prieteni, mi-am făcut gaură în picior. Ia să vedeți ce vreau eu să fac. Dar cred că dacă îl pun peste, da, arată urât. Trebuie să pun câte unul. E, las că pun eu câte unul. Ia uite cât de drăguț arată aici. Ia uite, așa în jurul bradului pe aici, știi, să se vadă că e frumos. Mamă, și-mi pun toți căței sub brad. Mamă, să fie atmosferă magică, mă, prieteni, magică. Bun, acum e foarte important să văd dacă îmi spawnează un om de zăpadă. Oh! Om de zăpadă! Om de zăpadă! Nu, fără om de zăpadă, nu-i problemă. Om de zăpadă! Nu. Om de zăpadă! Omul de zăpadă! Oameni de zăpadă! Om de zăpadă! Ia uite, mă, cum stau oamenii de zăpadă acolo, cât de fain, nu vine să cred. Crăciun fericit! Bum! Mama, mi-e foame! Bum! Moșule, vreau PC frumos, că vreau calculator. E aici. Dă-mi și mie o gagicuță, moșule, frumos. Ia uite ce frumos le-am pus. Ca să fie atmosfera și mai frumoasă, trebuie să punem pe jos, dragii mei prieteni. Ia uite câte chestii am aici, că nici nu mai văd de câte chestii am. Poftim? Rita? Bă, cine ești? What the fuck? Ce numeți asta? Băi, what the fuck? Cum s-a spawnat aici? Rita, băi, nu! Rita, era prietena
data asta e că o facem prietena ta cu Rita. Rita, jur, Rita, îmi pare rău, Rita, jur. Rita, acum ți-o aduc înapoi. Bă, dar ce căuta cum a ajuns aia în casa mea? Bă, nu-mi vine să cred. Inițial parcă văzusem eu ceva că mișună pe acolo, bă, prieten. Dar unde, bă, unde este peștele, bă? Stai că mă uit acum după pește. Bă, unde am pus peștele că vreau să-i aduc prietena lui Rita înapoi? Bă, dar ce-o fugi, bagaboanta? Rita, te rog frumos să nu te baci, că aici nu-i, deci nu te privește. Astea sunt treburi de adulți. Da, bine, zi acolo ce vrei tu că eu mă descurc. Treci înapoi, what's up? Uite, ia pește! Te-am prins! Ia uite ce nuată ia la mine. Păi de ce ai fugit, mă, bagavanto? Ia uite că ai ochii. Ia uite, hai acasă la tati. Nu mai pisim cu acum să-i zicem, prieteni. Lăsați-mi voi în comentarii cum să numim această nouă prietena lui Rita. Crocoace, ia uite, mă, cum o... Ăsta e motan, mă, tu ești motanel, mă. Ai aici o gagicuță, mamă, ce... Fachii mie între doi. Băi, câte se întâmplă, mă, magia Crăciunului asta, mă, asta e păcat aici. Un moment de reculegere, vă rog. Amin. Of, Doamne, Doamne, e greu cu... Dar acum hai să ne revenim de Crăciun. Haideți pe frumos acolo. Morții cu morții, vii cu vii. Asta e, bă, morți cu morții, vii cu vii. Știi cum e adevărat. Acum, ca să se vadă foarte frumos de afară, trebuie să umplem toată chestia asta. Deși chiar ar fi fost fain ca, nu știu, să fac pe dedesubt așa o intra. Cred că pot să fac asta. Ok, păi cred că I guess asta facem. De fapt, da, asta o să fac. Să fac o casă în brad, o casă în copac, o casă în brad. Facem așa 1, 2, 3, 4 și facem 24 de scări, bineînțeles, mereu prea multe, dar asta e, ne-am obișnuit. Și o facem așa prin spate, măi, prieteni, să fim și noi fericiți. Pac, 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 pac. Păi înseamnă că umplem doar așa un strat, cum ar veni. Punem aici un strat. Hai, Johnny Bra, hai, op. Bine, ideea e să umplem cât mai mult, cum ar veni, ok. Bă, n-arată rău, bă, n-arată rău. Pentru un brad, chiar n-arată rău. Ia să vedem. Pum, aici avem așa. Trebuie să-i mai punem luminițe de astea. Hai, toată lumea, toată lumea. Haideți. Veniți, veniți pe aici, nu intrați în apă. Că deja m-ai nervat ciocănel. Deja m-ai nervat ciocănel, veniți aici, prieteni. Ce frumos să arate. Toată lumea, toată lumea. Aici, aici vă vreau, pe toți. Bum, vino. Pac, hai. Sus. Vino mai încoa, nu sta în fața lui. Băi, facem poză de familie, mă, nu sta în fața lui. Cred că o să scot omul ăsta de zăpadă ca să pun cățeii. Cățeluși, toată lumea. Ochii la mine, cățeluși, mai uniți, vă vreau mai uniți. Mai uniți, toată lumea, mai uniți, uniți-vă. Simțiți-vă bine, simțiți-vă în familie. Hai, dați-o lăbu... Mai zic să dea mâna, ce am zis că... Să vă dați lăbuță. Unul altuia. Am vrut să zic să dea mâna, jur. Hai, toată lumea aici la mine. Băi, alo, tu dai seama ce zic ăștia despre oameni vecini? Ia, uite, băi, prieteni, mă, n-aveți cum să vin odată noaptea. Dai, Doamne, cu noapte, că nu mai pot. Ia uzi, iată, vin colindători. Hai, ciocănel, florile dalbe, noaptea pe la trecători. Florile dalbe. Bă, ideea e că ar trebui să fac pe aici gen locuri random, știi cum... Cum să vină, nu știu, parchetul ăsta, ce-o fi, dar mi se pare drăguț ca sub brad așa să fie un pic de chestii, așa, știi, se vadă mai frumos, mai așa, mai hop. Wow, deci dacă asta nu-i drăguț, prieteni, pregătiți-vă pentru momentul mult așteptat, prieteni, pentru momentul pe care l-am așteptat cu toții astăzi. Ia uite, unde mai mă duc repede să mă uit așa, mai dincolo, băi, toată lumea, Sebastian, lasă pe gagi cât aș, uite-te aici, băi, wow, ia să vedem, wow, cât de fain, bă, prieteni, cea, mamă, cât de frumos e totul, mă, Brașov. Hai să punem un colind, hai, 3, 2, 1 și un colind. Hop, gata cu colindul, ce frumos, restul cântăm noi. Astăzi s-a născut cel păr de început, dai, prieteni, cine, băi, e Crăciunul în familie, mă, stai-o, mă, de aici, Panorama, uite că mi-am distrus bradul din cauza ta. Băi, băiatule, nu pot să fac un Crăciun, bă, cu semenii mei.
Hai, toată lumea. Astăzi s-a născut cel fără de început, s-a născut Mesia. Toată lumea! Astăzi s-a născut cel fără de început, s-a născut Mesia. Bine, nu primiți nimic că n-ați cântat, a stat ca proști și v-ați uitat la mine. No, nu primești nimic decât un pește. Băi, stai jos, niciun pește. Băi, sunt extraordinar de fericit. Băi, ce să mai zic, mă, ăsta, atât am vrut. Brașovul, prieteni, sunt foarte... Băi, nu! Uai, ce m-a speriat în outro meu, am crezut că a făcut un creeper. Știi? Mamă, ce m-am speriat, mamă, nu mai pot, deci mi-a stricat tot la outro. Prieteni, cam ăsta... No! Oh, măcar a distrus puțin. Chiar mă mir cum a distrus așa de puțin. Deci vezi vorba mea, da-mi aș peste gură să-mi dau. De unde mă t-ai venit, mă? Că nu-mi dau seama, că, deci nu-mi dau seama. Prieteni, cam ăsta a fost episodul. Uite-l, mă. Băi, ce l-am prins pe șarpe. O, te duci, mă, handicapel, mă. Te duci la maică-ta, mă, că ai 40 de ani și stai cu maică-ta, mă. Cam ăsta a fost episodul, prieteni. Nu uitați de un follow pe Instagram, un like la episod dacă v-a plăcut. Și dacă mai vreți să facem Minecraft, să lăsați acolo comentarii. Să-mi ziceți dacă v-a plăcut sau vă place bradul meu. Și vă pup și vă iubesc și vă urez cel mai frumos Crăciun. Nu uitați să fiți fericiți și să râdeți mult. V-am pupat. Pa, bă!